Un incendiu de proporții a izbucnit în această dimineață la o fermă de suine din județul Brăila. Hala aparține firmei Romsoci din Tichilești, unde recent a fost descoperită pesta porcină. Din cei 35.000 de porci, 25.000 au fost deja sacrificați. Unul dintre pasnici a văzut incendiul și a alertat autoritățile. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu 3 mașini de intervenție. Misiunea de stingere a fost una dificilă din cauza suprafeței mari care a ars și a riscului ca acoperișul să se prăbușească. După aproximativ o oră, focul a fost lichidat. S-a manifestat la o hală în care era o depozitie aproximativ 2500 de porci, nu cum a fost informația inițială că ar fi 10.000 de porci, porci tineri. S-a reușit evacuarea 600 de capete, 600 de capete, în schimb 1700 de porci au murit în asfixiere sau ardere. Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului și a ars aproximativ 400 de metri pătrați de acoperiș la hala respectivă. Cele 600 de suine care au supraviețuit urmează să fie sacrificate, conform protocolului de combatere a pestei porcine. Oamenii legii anchetează acum de unde a pornit văpaia.